Un șofer de tir ieșean a fost prins băut la volan. Șoferul venea dinspre Suceava și se îndrepta spre ea și în momentul în care polițiștii din podul Iloaiei l-au oprit. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe tânărul de 29 de ani, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. La testarea cu aparatul alcool test a rezultat o valoare de 1,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, la prelevarea monstrelor biologice de sânge fiind depistat cu alcoolemie aproape de coma alcoolică. Astăzi, tânărul a fost prezentat cu propuneri legale parchetului de pe lângă judecătoria Iași, unde a primit 30 de zile arest preventiv.